să se creadă că ai fi o carte deschisă. Toate secretele tale stau și putrezesc în pământ. Nici măcar unul nu ai țâșnit în afară să zică: eu sunt taina, aflați-mă, gustați-mă. Luați-mă ca pe un supliment alimentar. Luați-mă ca pe o pastilă de întinerire. Ungeți-vă pletele. Eu sunt un de lemnul. Eu susțin eleganța și frumusețea. Eu sunt seva ce hrănește rodiile, orezul, chimbirul. Eu sunt toate mirodeniile. Eu sunt aromă. Savurați-mă. Veți-mă. Eu sunt izvorul. Eu sunt apa alcătuirii. Norul mort, înviat, steaua din care au fost muse razele, sângele ce i s-a scurs, lumina ce se pune pe voi. Măcar o singură taină să fie țâșnit în afară, una care să urle până la epuizare pentru a fi auzită. Eu sunt cartea. Beți-mă, mâncați-mă, lăsați-mă goală. Suntem într-o dimineață însorită de februarie, deși după luminozitatea acestei zile s-ar zice că am intrat deja în primăvară. O să facem această intrare în primăvară de mână cu poezia. Este minunat de a vorbi nu doar din cărți noi de noi, pentru că acest lucru s-a cam întâmplat în ultimul an de zile, dar să vorbim față către față. Sau fețe către fețe, dar fiindcă în această dimineață suntem trei la o masă, facem un fel de trialog și o am de-a dreapta inimii mele de Marcela Benea, poeta, autoarea acestei rupere de nori, și de-a stânga inimii mele pe Lucia Țurcan, cea care a scris în câteva rânduri despre poezia Marcelei Benea și a scris și un text foarte inspirat pe coperta a patra. Bine ați venit la bibliotecă! Bună ziua! Bine m-am găsit! Știu, și cu asta cred că o să începem înainte de a intra propoziția în carte. Pentru generații întregi de studenți care au făcut literile, care s-au regăsit după aceea în literatură, acest spațiu a fost mai ceva decât o facultate. Tocmai vorbeam dimineața când am intrat în bibliotecă despre orele și zilele de bibliotecă, aici la etajul 3, la sala de limbi străine, de atunci unde citeam literatură românească. Spune-ne puțin despre această experiență a bibliotecii fundamentală și după aceea intrăm deja propoziția în carte. Experiența mea a fost că noi aveam 40 de ore Eminescu, erau incluse în program. Făceam cu domnul Osace. Și eu m-am pregătit după literatură românească. Am citit. Cum era și am citit. Și la examen, după, da, Marcela, foarte bine, foarte bine, dar ea să-mi spui în autorii autohtoni. Tocmai apăruse Popovici. Da, Viața lui Eminescu. Da, cu Eminescu, Viața lui Eminescu. Dar eu citisem Viața lui Eminescu scrisă de Călinescu, nu știu atunci, dar cred că mai târziu, de Murariu. Da, și citise multă altă critică literară. Foarte bine, dar pentru că nu l-ai citit din ăsta, mi-a scăzut un punct și cu asta. Dar mie nu-mi pare rău. Am citit aici atâtea cărți bune că... Păi asta e, că până la urmă nu facem... Păi universitate, că de atâtea ori am lipsit de la ore. Ori veneam aici, ori... Nu facem studii pentru a lua note, facem de fapt lecturi pentru noi înșine. Da. Foarte interesant acest debut, pentru că am început chiar de la Eminescu, deși aș zice că Eminescu doar este cumva infuzat în poezia ta, dar, pentru că este și făcător de limbă și marele geniu care a modernizat limba. Eu aș zice că mai degrabă alte nume se vor cere invocate, dar cred că vor veni de parcurs. Bunoare Blaga, care cred că și-a pus o amprentă foarte serioasă asupra poeziei tale, prin felul ăsta difuz de a numi lucruri, de a schița doar niște conturi, niște siluete, și alți poeți, despre asta ceva mai târziu.
Nu degeaba am rugat-o pe Lucia Turcanu să participe la acest dialog, pentru că a scris în câteva rânduri, dar mi se pare și ca sensibilitate cumva congruentă cu poezia Marcelei. Cum ai citit-o? Știu cum ai citit-o, de fapt s-a văzut cum ai citit-o, dar ce a rămas de după text, care sunt? De fapt am descoperit-o spre rușinea mea destul de târziu pe Marcela Penea. Mai curând, când am început să lucrez la antologii de poezie din Basarabia, iar și am citit-o cu adevărat din scoarță în scoarță, începând cu debutul și până la volumele cele mai recente, atunci când am lucrat la antologia Caligrafii, poezia generației 70, și marea mea revelație a fost că, din păcate, s-a scris foarte puțin totuși despre poezia Marcelei Penea. Ori ea este una din vocile, și rămâne, una din vocile reprezentative numai acestei generații pe care o numim convențional 70, literaturii române din Basarabia. M-a impresionat, în primul rând, și nu știu cum să-i zic, lipsa de epatare în poezie. O poezie cu minte și totodată foarte profundă și foarte sensibilizatoare. Cred că în primul rând prin această scufundare a eu-ului în grotele cele mai adânci ale interiorității sale. Ori dacă am comparat cu Leonida Lare, de exemplu, acolo se producea o oarecare exteriorizare, da? Vulcanică. La Marcela Benea totul se produce în tăcere și totodată este absolut zguduitor. Trăirile sunt zguduitoare, amintirile eu-ului, și mă refer aici la poezia poate din primele două volume în care apar texte despre deportări, despre istorie, foarte personalizate aceste evenimente din istorie, nepartetice și totodată emoționează profund. Asta m-a impresionat în primul rând, și faptul că Marcela Benea știe să dozeze totul. Și atunci când metaforizează, nu face exces, da? Este o metaforă ca un flash în poezia ei și atât. Deci nu, și prin asta nu este nici discursivă, da? Narrativizează, dar iarăși epicul ăsta în poemele mai ales sociale, le zic convențional sociale, implicate civic mai degrabă, epicul este iarăși foarte și foarte dozat, pentru că se insinuează metafore care amplifică lirismul. Deci totul este cu măsură, aș spune, și asta îmi place foarte mult în poezie. Da, dar în același timp această măsură implică, cum ai spus foarte bine, și o extraordinară tensiune lăuntrică. Și cred că una dintre cheile poeziei Marcelei Benea este acest ecart extraordinar între o trăire paroxistă aproape, pentru că sunt poeme și despre moarte și despre potentă socială, trăite la modul paroxist, și un rafinament și o expresivitate dozată, controlată până în pânzele albe. Adică, aproape, nu aș zice cenzurată, pentru că nu e vorba tare, este vorba de o stăpânire de sine aproape catolică, care, zicem, pe de-o parte oamenii participă la mormântări, dar au niște fețe aproape senine și cred că de aici vine această singularitate a ei în contextul nostru și nu doar al nostru. Am văzut și a apărut poemele Marcelei în câteva antologii de poezie românească generală și se remarcă imediat, și critica românească iar și-a remarcat această singularitate a vocei și această tensiune rezolvată cumva estetic, cu delicatețe, fără să violenteze nici limbajul, nici șirul metaforic. Preiau o idee de Alice pentru a mă întoarce către Marcela. Alice zicea la un moment dat despre o prezență discretă în critica literară din anii aceia, în ciuda, zicem, unei evidențe valori estetice. Eu aș zice că Marcela a avut o prezență destul de discretă și în viața literară. Adică, dacă îmi amintesc bine, ne-am întâlnit prima oară, cred că la liceul Prometeu. Da, da, și zice, eu știam că e Emilian Galaicu, că un poetul tânăr și foarte era atunci vizibil de imediat, cum a debutat. Aici cred că ne asemănăm, pentru că eu când am debutat, iată, se împlinesc pe 6 martie, 50 de ani de la debutul meu în presă scrisă. Exact. Și exact așa am fost și eu remarcat atunci.
pentru că mi s-a oferit o pagină întreagă la săptămânalul Cultura. Da, pe atunci cea mai vizibilă. Și am primit, venea poștașul așa cu fritul de scrisori și la redacție la fel au venit, zice că foarte multe scrisori. Nu se, pe atunci nu existau like-urile. și cam așa a fost, adică când am venit în Chișinău, foarte multă lume mă cunoștea, adică știa. Apropo de momentul ăsta, după mine, Aurora, așa că de aici nu se mănâncă. Și mai ceva. Deci, într-o discuție particulară, vorbea despre un fel de îngeri păzitori care te-au însoțit în viață. Și hai să începem cu, deci, în primul, într-o ordine bibliografică. Într-o ordine bibliografică, eram elevă și îmi scriam compunerile în versuri. Pentru că așa veneam. Eram o cititoare de poezie, de proză, citeam, înghițeam cărțile. Și, nu știu, printre a cincile cum mai eram, cred că făceam parte din colegii redacționali. Nu, și asta experiență. Da. Păi, nu știu, m-au profesorul așa considerat că merit. Și, adică, nu, destul meu nu era să public, nu mă interesa, nu știu, se-mi placă ceea ce citesc, dacă scriam așa pur și simplu, nici nu citeam nimănui, nici n-am păstrat nimic. Dar în clasa 10 mi-a venit un diriginte nou, Ion Stici, a fost ziarist. Și m-a remarcat, adică mi-a citit versuri, adică nu putea să mă le citească. Și zici că, dar știi, eu am fost colegă cu Matkovski și cu Anatol Ciocanu. Și i-a scris el, nu mai știu cum, a pus, am scris o scrisoare, am trimis niște versuri, că hai să vedem ce e de capul tău. Nu mă prea interesat, dar în fond. Și cam din luna iunie până iarna, așa, am fost un schimb de scrisori, dar și de cărți. Mi-a trimis, dar ce credea el, că o să-mi placă mai mult poezie feminină și îmi trimitea debuturilor poetilor din România, despre care zicea că sunt foarte tinere, foarte culte, chiar prea culte. Și adică asta își dorea și de la mine. Și, deci că el, unii le scriu un versal, deci că, dar nu mi-a zis să scriu și eu, el care a scris mai mult, mai puțin un versal și un versul clasic l-a practicat. Și, eu, da, adică, dar mie mi-a rămas chestia asta, că eu nu te obligă, desulam, deci nu te obligă să cauți destemata aceea de rimă. Și cam asta este, pe urmă, eu am descoperit că rima îți pune o limită, gândul tău nu se mai dezvoltă așa cum ai vrea tu, imaginea nu e așa. La fel cum o vrei tu, adică cum o ai, e în capul tău. Pentru că tot Anatol Ciocanu mi-a scris odată, el era în armată, a doua oară luat. Și mi-a scris că a citit un poem de-al meu în Sovietska Jenshchina. Asta era prin 68, probabil, sau 69, tradus de Rima Kazakova. Deci că, da, e foarte bine, e chiar mai bun decât poemul tău, dar lipsește prospețimă poeziei tale. Ea l-a adus în maniera aceea rusească, ei toți traduc cam la fel, așa. Da, și am văzut că te înscriu asta, scuze că te întreb, dar e important. Deci, la fel, la un moment a fost tradus în rusește Vasco Popa, care nu are niciun poem cu rimă și l-au tradus cu rimă și cu rimă, l-au tradus în Ian Patru. Da, și Vasco Popa, care vorbea din sârbă și e rusă, ea destul de bine, și-a pus mâna în cap pentru că l-au lipsit exact de prospețimea aceea percepției. Și apropo de chestia asta, că trecem foarte lejer la faptul împlinit, vorba de volumul Zestre, apărut în 74, o carte scrisă în vers liber. Păi da, foarte puțin eu de imediat, după ce mi-a scris Anatol chestia asta, dar cu timp așa, și am citit eu ce scriau poetele române. Da, erau într-adevăr, eu pe lângă ele eram palidă, ce să zic. Asta este. Dar norocul meu a fost, adică când am venit în Chișinău, că am venit la un festival, după ce am debutat, am fost invitată la un festival de poezie televizat, unde am luat locul întâi și m-au trimis și la Moscova, să-mi luat locul întâi și acolo. E bine,
cu poezie, sunt țărancă, ce să ne vorbim? Bine, dar și asta da, e o chestie de autenticitate. Da, cu că mie mi-a plăcut. Da, da, și cu poezia asta eu am debutat și la Moscova. Și atunci Anatol, că i-a fost un om de generozitate extraordinară, pentru că, adică se trimitea și cărți și făceam, adică îi expediam înapoi sau... Dar atâtea sfaturi bune mi-a dat, că i-am spunea că poezie trebuie să fie cultă. Poezia, adică prin esența ei, trebuie să fie cultă și trebuie să fie dură, calmazul, să rămână așa urme, să lase urme pe oglinda sufletului. Mi-a scris niște lucruri frumoase, adică trebuie să doară. Și trebuie să fii, am spus, în altă scrisoare, să fii sinceră și cu sinceritate te cucere o lume. Cam asta eu am reținut, mi-a intrat așa în inimă. Cred că și firea mea e așa, probabil că... Dacă trebuie să se conjunge, nu poți că, se vede contrafactul, se vede foarte rapid în poezie. Că am crescut așa într-un mediu, cum să zic, nu, mediu, ce să zic, o ambianță, în primul rând, și casa noastră e pe malul... pe mărul unui râu, dar în față avem niște costești și stânci, adică bucolic așa, dar oricum foarte curat, totul foarte curat și frumos. Și dar, nu știu, asta poezia ta nu este bucolică, ea are elemente, zicem, da. Dar peisajul joacă un rol mai degrabă de, are de cadru care adaugă cadru. Ceva mișcări, da, da. Niște mișcări sufletești. Natura e foarte prezentă, dar natura din satul meu, adică ea mi-a natura prefigurată, da, pe da, din satul meu, mama. Mai rămâne puțin zona vedutului și vreau să vorbesc puțin despre prefața lui Vieru la Zetri. Păi iată, cât de mult a Îngerul Bun a fost, deci Anatol Ciocanu a fost Grigore Vieru, pentru că tot Anatol mi-a zis că uite, Marcela, ai suficiente poezii, hai să facem o carte. El tipărea la mașină și eu îi dictam. Și chiar cu toate lumea am trecut. Ce secretar bun ai avut. Da, da. Și mi-am dus împreună la editură, așa a fost. Eu, pe urmă, am uitat de manuscrisul acela. Am auzit că a făcut în el Farfală Agnesa Roșca la asta. Și ce am făcut? Am terminat facultatea, mi se propunea un domn Dodiță, prodecanul, mi-a propus să plec la Bender, la un colegiu. Eu m-am speriat pentru că m-am gândit că atmosfera mea nu tupsească și n-am spus nimănui, nu mi-am căutat aici nimic pentru că trebuia să faci 3 ani de armată. Și trebuia să ai și viză de reședință în Chișinău. Și atunci am plecat la Buțeni, un sat care nu avea nici autobuz, trebuia să mergi la traseu, 6 km pe jos. Dar a fost o experiență, aici n-am putut să scriu, aveam 36 de ore, pe săptămână aveam un lucram în 3 schimburi, locuiam 4 fete într-o cameră, adică a fost foarte complicat pentru poezie. Poate a fost un an foarte complicat, dar șeful de studii, domnul Condraschi, tatăl Silviei Condraschi, m-a transferat și mi-a zis că uite, îi dau ții școala unde am fost eu director la Costești, aici tot e Lovenia. Și aici am avut timpul cam într-un singur schimb și s-au mai schimbat lucrurile. Dar la Buțeni a venit Liviu Damian să-mi ceară, să-mi zică să pregătesc manuscrisul, dar cum n-am putut să lucrez, nu l-am prezentat. Și la Costești a venit domnul Boris Movilă și zice că, dar cum stai tu aici? Că noi, uite, și mi-a dat, s-a făcut proba la traducere, la editură. M-a luat, adică am prezentat și manuscrisul și m-am angajat la editură. Cam așa a fost și s-a făcut și viza de reședință ușor. Adică s-au implicat uniunea, s-ar fi implicat și la atunci când am terminat, dar eu am tăcut din gură și așa
așa m-am dus. Pentru mine este foarte important când, mai ales într-o serie nouă, pentru că această serie debut care scosese practic vârful de generație 70, a apărut aici și Rândălare și Dardija și Iulian Filip și cam toți care au contat și contează în continuare. Faptul că aici vreau să spun. Eu n-am spus ceva până acum. Da, asta vreau să spun. N-am spus despre Grigore Vieru, asta vreau să spun. Contează foarte tare când... Și atunci Grigore Vieru, nu l-am rugat, eu m-am trezit și cu prezentarea făcută de Grigore Vieru și titlul cărții mi l-a pus Grigore Vieru. Am găsit o poezioară a mea, acolo nu cea mai reușită, dar el a considerat că asta există în ea. Cred, atunci era așa, mai cred că este un titlu reușit da. Pentru felul acesta, de, pentru că poate, cu poemii gen sunt o țărâncioară. Da, este mea... deci vine pe, și spune exact cum... De poezie. De unde vine? Sau, da, da, cred că e potrivit. Pe atunci, da, da, cred că... Dar trebuie să fie în contextul, context, da. Da, contextul de atunci, da. Dar zici, da. Mai ales că da, într-adevăr, în poezia. Poezia asta se simte, în poezie din volumul acesta se simte cel mai bine legătura cu rădăcinile. Da, da, gândit desprinsă. Încă nu-i desprinsă. Încă nu sunt desprinsă, dar ăsta cu domnul de care. Hai să mai rămânem încă puțin la Înger Păzitor și după aceea chiar venim. Și pe urmă, după moartea lui Leonard, adică am fost la Moscova, am lucrat aici, dar a fost totuși un timp foarte greu. Boala lui Leonard, ocupat în permanență, absolut, n-aveam și încercam să scriu, dar nu prea reușea sau era prea aproape de... Suferința mea era prea aproape și cred că e nevoie de distanțare, pentru că poate nu reușea sau mie mi se părea că nu reușește, dar pe atunci nici nu prea puteai să publici ceva așa pesimist. La editură ți se cerea o poezie optimistă. Eu nu aveam această poezie, și, dar în afară de aceasta am mai înțeles încă un lucru. Deci spuneam că Anatol mi-a arătat unde se află în magazinul Librăria Meridiane, Librăria de Literatură Străină, unde cumva puteai să procuri literatura română. Și știind drumul, m-am dus odată în 66. Și foarte stinche stătea Dexul, alături de Dex stătea și Rilke, despre care nu auzisem nimic. Nu era nici cuvânt, nici pe față, nimic. Dar când am început să citesc, eu m-am îmbolnăvit. Atâta frumusețe, atâta... Și, deci, nu că frumusețe, dar vedeai viața reală, transpusă în poezie, dar uite așa, totul firesc. Acolo am văzut acest firesc și m-a urmărit toată viața, cred. Cred că este un vaccin extraordinar. Rilke, la 18 ani, este un vaccin care te scutește de toate enfazele și de tot patetismul care era... Păi, dar nu știu, n-aveam pe urmă, de acum am descoperit și scrisorile și am citit, dar până adică am găsit de acolo să citesc despre Rilke în antologie, dar atunci nu știam nimic, dar vedeam că e un mare, mare, mare poet. Da, da, e simțit. Asta a fost, că Anatol îmi trimitea cărțile care credea el că poate să-mi placă, dar eu am început să-mi găsesc cărțile mele. Cele... Sau cărțile te-au găsit. Sau ele m-au găsit, că așa a fost. Tot în 66 am citit și Viața deocamdată a lui Ion Alexandru, dar pentru o singură noapte am avut, dar știu că am rămas foarte impresionată și tare mi-ar dori să mai citesc încă o dată, să văd ce simt acum și cum gândesc. Pentru că, pe urmă, Ion Alexandru nu l-am mai avut atât de aproape. Și el a deviat, el a mers pe o poezie religioasă, pe o poezie enfatică, adică nu mai este cea din primele bune. Dar ce era, că eu, adică știam, auzisem, nu că știam, dar citisem, tot Anatolul m-a îndemnat să mă abonez la reviste, adică ele vin, la reviste românești. Și primeam Labăratic, primeam Gazeta Literară, era, nu România Literară. Gazeta Literară. Gazeta Literară, Contemporan și Luceavărul. Astea le-am primit și, adică, eram la prientă. Mă întreabă cum câți poezii de 15-16 ani primesc și citesc România Literară, Observatorul Cultural și altele. Eu literatură românească citeam de când eram, eu știu, a 5-a, 6-a, pentru că am avut frații mei erau studenți la medicină. Și fratele mai mare, chiar de la bun început,
procura literatură română. Și eu când am venit la Chișinău, citisem Rembrandt, citisem, nu mai zic, ăsta, Descurs romanul lui Zaharie Stancu. Zaharie Stancu, poate, bun roman. Adică multă, multă, Sadoveanu. Adică aveai o, deja da. o bună imunitate la realism socialist. Da, pentru că unul din criticii noștri, 3-4 ani, eu nu stăteam, așa mergeam pe stradă și împreună și zic că, dar cum ai citit că eu, terminat universitatea și abia am început să citesc. Hai să mai vorbim despre un înger păzitor. Și un înger păzitor, păi Grigore Vieru și un înger păzitor, a apărut în 2005. Da, până la ceva. Vorbim și despre cel din 2005. Hai să ne întoarcem până în 76, când vine la Chișinău Nichita Stănescu și când se creează în jurul lui o mitologie întreagă. Și acum, eu știu oameni care, și acum pomenesc cum l-au văzut pe Nichita. Cred că a fost un moment marcant. Da. Și ai avut o întâlnire, după mine, providențială. Providențială. Eu lucram un an de zile, am lucrat la Filarmonic atunci. Și a avut loc deschidere, adică oricum aveam să merg dacă lucram acum sau nu lucram la acest eveniment, deschiderea decadei literaturii țărilor socialiste, literaturii țărilor socialiste, lagărului socialist. Lagărului, bine spus. Socialist, ca să nu mai explic corect. Literaturii sovietice. Și, da, da, pe capul, asta e un festival foarte important. Da. Pe tipul în 76. Și acum regret că n-am fost mai atent atunci, pentru că Polonia avea poezi foarte buni, Iugoslavia avea poezi extraordinari și eu n-am fost atent. Toată lumea era pe Nichita Stănescu. Bine, era firesc, adică nevoia asta. Da, era poetul nostru pe care noi... Și era și mitologia asta care îl încurjura. Da, dar toată lumea l-a adorat, ce să mai vorbim. Eu când a apărut Nichita Stănescu pe scenă, veneau din culise, așa, eu așa am simțit că s-a luminat scena, s-a luminat, aveam un chip, n-am mai văzut, nu mi s-a întâmplat să văd un poet, un om cu, nu știu, un chip atât de luminos sau atâta luminositate în jurul lui, cred că avea aura, era aura poetic, halo. Am rămas, cum să zic, foarte impresionată. Toată lumea, pe seara înainte, știu că și cu altul, vreo două seri înainte, de-a pus se perindau la hotel prin numărul lui, prin camera lui de hotel și citeau poezii, toți poeții moldoveni. Mie mi-a fost de ajuns această faptul că l-am văzut. Pentru că un om atât de... Eu de oamenii atât de mari, mi-e frică să mă apropii în genere, cred că aș lua la fugă. Adică de la distanță pot să îi ador, pot să da, dar să mă apropie, nu. Și nu vreau să intru în amănunte, așa să numesc persoane, dar la insistențele unei cuiva, am ajuns și eu în acel număr de hotel, împreună cu persoana respectivă, și dar el era o persoană atât de generoasă că, adică, le oferea tuturor, le zicea, hai, citește o poezie. Și îi păcea și pe ei importanță, pe lor, adică fiecare. Și clar că nu s-a propus și nouă să citim câte un poem. Eram numai noi împreună, trei persoane. Și, dar eu chiar mi-era frică, ce să-l uimesc eu pe Stănescu? N-aveai cu ce, mi-era rușine, chiar am stat acolo tăcută, când mi-a zis să citesc, am citit și eu, am poetul, poemul ăsta și scrisorile. Mm-hmm. Primul vers, dacă se poate, spre sfârșit, da. Scrisorile care bântuie casa. Cât timp te vor bântui scrisorile mele și cuvintele ce te zămislesc pe tine? Da. Și eu i-am citit, are vreo 60, aproape 70 de versuri. Dar ăsta știu că a plăcut și altora și eu țineam la el că l-am scris așa la o... L-am scris la Costești, unde eram foarte izolată, foarte singură, foarte... Adică nici nu doream să am contacte așa cu restul lumii. Adică aveam o relație cu lumea, dar am înțeles că mai puteam să scriu, nu puteam să citesc. Și l-am scris așa la o tensiune, cum să zic, purgeau lacrimile, în orice caz, cam
cam așa. Și l-am citit și dumneavoastră. M-a pus să-l citesc a doua oară. Asta deja e consacrarea, da, aproape. Între timp cineva a bătut ușă și dar ușa era împuiată și a zis că eu nu des când se citește o poezie ca aceasta. Și m-a pus să citesc din nou poezia. Eu citeam un vers, dumneavoastră repeta versul meu. Și după aceea, cât am mai stat noi acolo, m-a fixat cu privirea și nu și-a mai luat privirea. Adică nu se uita la Marcela, că e frumoasă, Marcela mai era frumoasă, dar nu știu de ce, așa a simțit privirea, zic ce vedea, nu știu. Nu mai spun eu mai departe ce a urmat, că a fost un gest tot frumos. Nu știu dacă... Când am ieșit de acum, adică ne-a petrecut, hai dragile mele, cum să vă lase, să vă lase, eu mi-e salutate. Și pe colega mea a salutat pe frunte, eu am închis ochii și eu m-am apucat așa de astea. Am închis ochii și așteptam salutul pe frunte. Și m-am trezit cu un salut pe buze. Frumos, așa. Da, e un gest... Adică nu pasional, dar frumos, un gest. Adică un salut unui poet pentru un poet. Cred că așa a fost. Cred că așa a fost, așa eu am zis. Așa că te-a sărutat pe cuvinte. Te-a sărutat pe cuvinte, eu zic. Da, eu cred că asta a fost, sau pe sufletul, cum zice, dar cam asta a fost. Cred că te marchează o chestie de genul ăsta. Da, adică și dă și puțin încredere, că eu întotdeauna am suferit de îndoială aceasta. Dar de ce am suferit? Pentru că citeam. În special poeții din tratura universală, ce să zic. Adică nu mai zic ai noștri din Laga sau... Dar asta este, dar când citești atâtea cărți bune, fiindcă mi-au trecut câteva vremuri, nu știu, cred că te pune pe gânduri lucrul ăsta. Cum scrii tu? Cum scrii tu? Că ai o în fața cititorului trebuie să fii sincer și să fii corect față de cititor. Așa cred eu. Dacă nu ești corect, mai bine taci. Așa e. Nu știu dacă e așa, dar mai bine taci. Și nu știu cât mi-a reușit lucrul ăsta, dar prea mult am tăcut. Ce să zic? Apropo de tăcere, cred că remarcase și Lucia, tăcernicele foarte mari între volume, adică între primul și al doilea volum sub 14 ani, între al doilea și al treilea 20 de ani, după acel înger al treilea, despre care vă vorbim, și succesiunea volumilor a venit cumva mai într-o ritmă alerg. Deci suntem în 2005 și se întâmplă... În 2005 treceam printr-o așa... eu am trecut așa prin... Viața mea personală a fost tot timpul așa cam în cealță sau cam încălcită. Și aveam așa, dar apropo de poezie, că e foarte greu să simți poezie și să o scrii, dar să nu o publici și să fii frustrat, adică să te simți, nu știu cum să zic, e foarte greu. Eu supăream foarte tare, foarte tare. Și atunci, în 95-96, cred că am avut în un grupaj în Literatura și Arta și altul grupaj în Basarabia. Și știu că chiar a plăcut, adică mi-a spus așa, fiindcă, dar nu știu cum, a apărut generația obzecistă, a apărut altă percepție a poeziei și altă vizică, adică era văzut altfel poezie și eu am zis că da, eu nu pot să scriu așa. Și mi-am zis că poezia mea e proastă, poezia mea, adică nu știu cum. Eram foarte și retrasă, destul de retrasă eram, dar prin 76 ne-am întâlnit. Iată, tu ai fost și tu îngerul meu pentru că faci parte din îngerii mei păzitori, pentru că mă întorc așa, în 96 vreau să zic. Când m-ai abordat și mi-ai spus cu Marcela, iată, mi-ai cerut niște vieți pe care nu am mai apărut, dar erau scrise de mână, cred că ți era și greu să le... Transcrii. Și uite, în revista Iusudeț Cultural te-am prezentat la Biblioteca de Fildeș cu un poem. Și, da, cu un poem din cea de-a doua carte. Din cea de-a doua carte.
erai talpa luminoasă a Zilei. Da. Da. Și sigur că mi-a dat curajul, dar atunci aveam poemele scrise, dar nu am mai publicat nimic, mai scrieam câte ceva, dar adică am multe poezii scrise, am kilograme, dar nu le-am publicat. Și în 2005 mi-a telefonat cineva, Vladimir Bulat. Adică citisem materialele lui în Contrafort, nu ne-am văzut niciodată, cu accent de București și, doamnă, iată, așa ne-am întâlnit. Mi-a propus, trebuie să vă transmit o revistă de la domnul Ceica, iată, traducătorul. Lichtungen revistă se numește? Lichtungen revistă. Lichtungen, da, revista Lichtungen apărută la Viena și dumneavoastră sunteți prezent împreună în această revistă, cu câte o poezie, împreună cu Emilian Galai, cu Păun și cu Irina Neghet. Și de acum ne-am întâlnit la o cafenea, el mi-a spus că știți, de ce nu scrieți? Că iată, eu i-am copiat toate versurile, cred că le-a xeroxat, i-am dat cu alfabetul rusesc, cu alfabetul chirilic, domnului Ceica, că domnul Ceica m-a întrebat dacă știu o poetă, una necunoscută, pentru revista Lichtungen, unde deci, era un număr aniversar și un fel de antologie poeziei europene noi. Și i-am dat carte și dumnealui, după ce a citit-o, mi-a spus că a rămas copleșit. Și de ce nu publicați? De ce? Când? De când altă carte? Și eu i-am promis că da, am să scriu, am să scot altă carte. Și m-am, așa ca la un salafor, în fiecare dimineață, mă spălam și lucram. Dar am început tot la poezie. Mi-am recitit Zestre, Poveste Neterminată, dar dumneavoastră i-a dat Poveste Neterminată. Da, care era oricum cu chirilice. Da, Poveste Neterminată i-a dat domnului Ghicei, că așa a citit-o. Și asta mi-a dat curaj. Dar și mă întristase în grozav, zic, măi, cum am să scriu? Și am găsit poemele mele care, de fapt, le-ați remarcat ambii, le aveam scrise, dar nu le editam. Era Dimineața cu pași însângerați, încă ce mai aveam, toate au intrat prin antologie. Și le aveam în sertar. Da, stăteam așa. Da, și după aceea, de fapt, la scurt timp, în 2008 deja... Eu în 2005, acum aveam poemele... o variantă a manuscrisului, am prezentat-o la... chiar în toamnă lui 2005, la Prut Internațional. Și a fost așa, voială, că jumătate din... adică că nu au bani, jumătate din cheltuieli să-mi revină mie, jumătate, dar eu eram atât de săracă că nu puteam permite jumătatea cealaltă, cele 7.000 de lei, și a rămas baltă și cineva mi-a sugerat că, da, de ce nu ai publica, iată, la ăsta, Cartea Moldovei, dar eu zic, editura lui Corone, ce trebuie mie? Și n-am ăsta, pe urmă iar mi-a mai zis și altcineva, de ce nu? Și atunci am telefonat-o pe doamna Subeică, care mă cunoștea de la Filarmonică, că ea era la Ministerul Culturii, dar eu eram cu textele astea. Și îmi cunoștea și poezii din tinerețe și am scris o scrisoare la Minister, mi-a acceptat și când am dus carte, de acum am dus altă variantă, am mai completat-o și a apărut în 2008, așa, dar s-a mai murat la Prut Internațional, că eu nu dă, e cum să te apropii, nu ai bani și în altă parte tot așa, era complicat. Am sunat odată la Soros și mi-au dat un ăsta, dar eu n-am mai, o anchetă, un formular. Știu, dar eu să stăia. Și am zis că e, dar nu o să trec, eu cred că la Soros, așa m-am gândit eu, că nu o să trec. Și
Și cam asta a fost. Și îngerul meu a fost Vladimir Bulat. Eu sunt absolut... Dacă nu știu ce aveam să fac, poate se întâmpla minunea asta. Ce pot spune apropo de chestia asta, de acel număr special, este că, în afară de revista Lichtungen, cei care mai avut și un proiect din toate literaturile europene selectase, nu zicem după cetățenii, dar după limbi, pentru că sunt în acel număr și poeți care scriu în catalană, în, știu, în castelană, în tot felul. Deci, și atunci și poezia Marcel și a Irinei și a mea este dată la limba română, dar cu precizare din Republica Moldova. Adică, e... Eu nici nu se precizam. La mine nici nu se precizează. Păi tu ești o poezie din limba română, fără precizare. Da, cred că putem deja să ajungem spre cartea asta propusă. Poate să preia inițiativa și Luce, dacă vrei să treci. Tu ai scris, de fapt, despre carte. Se poate spune că este o continuitate în poezia Marcelei, dar e în această carte ceva, după mine, ceva în plus? Este o altă densitate și a trăirii și a imaginei? Ce crezi? Da, cred că este o continuitate. Și evadare din frescă. Și traducătorul de suferințe. Da. Poftim. Urmează după traducătorul de suferințe. Da, da. Și traducătorul de suferințe. Da, da. Anume, cu aceste două urme, cred că este, între aceste urme, da, este continuitate. Nu știu ce ar fi nou, poate ar fi cumva o raportare la carte mai pronunțată în această carte. Nu este o poezie livrescă, dar cred că sunt mai multe, poate, aluzii la cultura în unele texte decât în alta, deși, iarăși, nu face caz din asta Marcela Benea. Și probabil, pe de altă parte, este, cred că, mult, mult mai pronunțat dimensiunea aceasta tanatică a poeziei în rupere tenori decât în altele. Dar poate mai bine. Și aș zice, da, mai pronunțată, dar e printr-un fel de viziune destul de senină. Deci, pentru că chiar dacă titlul și știu de la ce pornește, o să te rog și pe tine să povestești, dar spun puțin la început eu, chiar dacă e o anumită atmosferă de tensiune zucei, dar există un fel de seninătate de asta și poate și filtrată printr-o anumită și experiență de viață, dar și printr-o raportare la o lume, la o lume a cărții, care face un corp comun cu lumea reală. De ce cred că și nu se simte forțat livresc în această carte? Pentru că Marcela spune, eu sunt cartea, dar cu toate biografia ei. Sunt o mulțime de mici date biografice, inclusiv poemul celor dedicat lui Leonardo Chirato, aici doar prin inițiale, sau dedicațiile altor poeți, un Teo Chiriac sau unii și alte. Chiar numai trei dedicații. Da, știu, dar ele formează un fel de, cum să spun, adică e o poezie a cărții, dar a unui livresc firesc. El este integrat foarte firesc. Hai să pornim, da. Pe mine, cred că livrescul ăsta sau referințele la cultură, la carte, au funcția de a decanta tocmai trăirea intensă a sentimentului morții sau cumva, că ziceai de seninătate, da? Păi tocmai asta se produce, un fel de decantare a acestei intensități. Dacă vorbesc despre moarte așa cu seninătate, e că asta am depins-o noi de la cei care au trăit la țară, noi am trăit la țară, și bătrânii noștri priveau cu seninătate, ei se pregăteau toată viața pentru moarte. Eu îmi amintesc mama mea de... Da, și un poem cu mama. În celelalte... Nu, dar așa aici este, cu moartea nu ești mama mea, deci... Da, și un poem cu mama mea, deci, da, e adevărat. Că tu nu mai vei naște, da. Da, exact. Hai să spunem de la titlu. Știu că într-o prima variantă, și iarăși mi s-a părut un titlu fericit, eu sunt carte, dar după aceea ai găsit această rupere de nori, care este și mai dramatică și cumva
Cred că mai exact pentru tensiunea care există în poemele tale din ultimii, zicem, ultimii 10 ani. Hai să spune întâmplarea, pentru că mi se pare... Întâmplarea, să o spun. În genere, fiecare poem în el are ceva... Eu pornesc de la ceva concret, care de fapt nu povestesc așa cum... Poate fi un singur element. Un singur element într-un poem am sau cea care plânge un necat, e cu totul o amintire din copilăria mea ceva, dar care mi-a inspirat o poezie. Cam asta. Și poemul ăsta, Rupere de nori, și titlul cărților. Deci când am venit eu în 66 la Chișinău, veneam cu... duceam documentele la universitate, veneam atunci, erau, au avut loc niște ploi mari, și drumul spre Zăicani cu autobuzul era impracticabil și am plecat cu căruța la Druitoarea, spre Costești, încolo, poate ce Costești care stânga. Da. Dar tot printre stânci trebuia să trecem. Și era 25-26 iulie, la ora 6 seara, ne-a prins o ploaie, că trebuia să se numească, de fapt, poemul Prăbușire de nori. Și a fost așa o... s-a făcut beznă, dar beznă, caii n-au vrut să meargă mai departe și din toate părțile cădeau trăsetele, uite, la 3-5 metri, așa, îi vedea cum, dar puternice, nu așa pur și simplu, îi vedea cum intră în pământ și putea intra în oricare din noi. Eram 4 persoane. Nu știu ce a fost. A fost, a fost un miracol că am scăpat, vișni, vătămați. E adevărat, ne-am întors înapoi și eu am pierdut în cam vreo jumate de oră, n-am putut scoate niciun cuvânt. Așa încercam și ne-am pur și simplu, niciun cuvânt. Atunci m-am ținut foarte bine, dar după ce a trecut pericolul, m-a ajuns spaima, a venit mai târziu, nu știu cum. Dar a fost... Asta a fost debutul meu, așa, de plecare în lume, adică destul de întunecat. Cred că e esențial ce spui, pentru că anumite lucruri care ne marchează, uneori avem nevoie de ani de zile care, bun, să le amortizeze. Păi câți ani? Da, 55 de ani, să amortizez treaba asta, dar se dai o expresie artistică, pentru că, citind de retrospectiv, ai foarte multe drame în poemele tale și știu că sunt drame trăite, tragedii, dar pui o perioadă de studiu care le amortizezi artistic ca să nu dai expresia imediată. Adică ce spunea Lucia, nu e la prima, nu e izbucnirea vocală, mai întâi el se coace destul de mult în interior ca după aceea Da, se... așa este. Nu confesiunea asta. Da, nu e confesivă, mai degrabă e una decantată, deci decantarea este foarte importantă. Da, e adevărat, pentru că eu, atât de puternice au fost trăirile mele, la etape diferite ale vieții, atât de puternice, atât de stresată eram eu atunci, când sunt stresată eu nu scriu, nu pot pur și simplu, sau când sunt emoțiile prea mari, dar abia, eu n-am scris poezie de dragoste așa cum se scrie, ei, nu știu de ce, n-am putut să scriu, sau nu știu cum să... Am scris eu câte ceva acolo, eram foarte tânără atunci, dar nu e ceva așa care să... Nu știu, așa sunt eu. Pentru că firea ta cred că cere întâi o anumită de decantare și o distanță. Da, o distanță. Abia mai târziu eu despre Leonard, după moartea lui, eu nu puteam vorbi. Nu puteam asculta, era foarte greu să... Dar să scriu, am scris ceva atunci, dar nu s-a publicat, nu știu, l-am dat, cred că undeva, nu mai țin minte, la Cultura, unde, ce era pe atunci, nu Cultura, dar Teatrul Artistic, nu mi-am amintesc. Dar nu, cred că nici n-am mers, că era prea pesimist și nu l-am mai reluat, era așa un poem de mai multe părți, așa, cărți mai scurte. Dar, pe urmă, de acum, toate lucrurile astea. Ceea ce, după mine, este iarăși surprinzător și cred că face diferență cu alte volume, sunt acele poeme foarte, foarte scurte, unele într-un singur vers.
aproape estetică chină. Ion Pilat avea poeme într-un singur vers. De o mare densitate, adică sunt niște versuri ca, ca și cum ai desenat o linie de orizont și avea o, urmând această linie, se deschide ceva. E o formulă foarte interesantă, nu știu cum ți-a venit. Păi, dar cred că mai multă lume scrie, eu știu, e adevărat, dar nu, mi-au venit niște gânduri și atunci, ca să nu se pierdă, să apară un rând, să zicem, un rând într-o pagină sau asta, nu știu cum să zic, adică se pierde ceva, eu am poemașul ăsta, Praful, și totul așa, parcă am despățit cu asterisc, așa e fiecare vers, dar e o legătură. Dar nu numai, uite, ai cu pietre sunt albi, în care iarăși fiecare vers funcționează ca o linie de orizont. Da, da. Deci sau astăzi, s-au văzut prin pâtlă. Și ca să ne referim la arhitectura cărții, ai poeme, mai mult sau puțin epice, în măsura în care poate fi epică poezia Marțelului. Da, iar și spre deosebire de volumele, celelalte două volume anterioare. Aici nu mai, există mai puțin epic, să zic. Da. El mai mult mizează autoarea, cred că, pe concentrare metaforică. Da? În Evadarea din frescă și în Traducătorul de suferință sunt mai multe poeme în care lirismul este narrativizat. Aici miza este concentratul. Da, și cred că în sensul ăsta foarte bine structurează cartea și o spun deja pe post de redactor de carte, aceste poeme scurte care apar de vis și ca și cum marchează niște borne kilometrice în carte. Cartea care se amintim începe cu Eu sunt cartea și ajunge la acel poem despre moarte, dar care are un vers foarte, cum se spune, foarte adevărat despre felul în care te raportezi tu la viață, cel puțin din câte știu și slavă Domnului, suntem prieteni de decenii, ce dulce viața, află și tu în sfârșit ca să știi ce dulce viața. Spune-mi, te rog, puțin despre, chiar despre asta, despre cum ai construit tu acest univers întreg, pentru că știm... Acest poem? Nu, această carte, mi-ai trimis în câteva rânduri de diferite versiuni. Pe am ajuns la această formă. Păi, mie mi-au mai rămas versuri în calculator, cred că de două cărți, aș mai putea edita două cărți, dar în caiete nu spun câte, că nu știu. Le-am scos la balcon să le arunc, acum încă nu le-am aruncat. Și mă, să-i aresești. Da. Sunt multe, da. Și, păi așa, le-am cernut, până am ajuns la 61 de poeme. Cam asta e. Poeme scrise în perioada 2015-2019, undeva am zis 12, nu, 2019. Pentru că în 2019, tu ai aruncat vorba asta, trimite-mi manuscrisul, dar eu chiar am asta, așa, în serios. Și eu sunt serios. Și am și trimis. Și m-am trezit într-o zi cu telefonul lui, cu invitația pe care mi-a făcut-o domnul Erizeanu să încheiem contractul. Și, dar așa am trimis manuscrisul știind că Emil este foarte exigent și nu, l-am trimis așa, într-o formă brută, adică nu, nici nu era structurat măcar. Nici măcar nu era structurat. Așa, la întâmplare, am pus totul, am selectat ce am selectat, așa, și știi, dacă încolo ai făcut un mai la sfârșit, mi-ai sugerat că ca să rămână 96 de pagini. Nu mai asta, bine, au fost și o cernere și din partea mea. Dar din partea ta a fost o cernere și asta a fost, da. Dar eu am cernut foarte multe și eu, pentru că am început să număr de pagini, de rânduri, de chestii, din astea, ca să văd cu ochi. Eu nu știam cât ca pentru, eu nu știam că câte pagini vor fi. Dar, până la urmă, nu știu, să sperăm că... Pe mine e o carte foarte rău. Și mi-a dorit să ajungă, să ajungă pe masă. Este o structură. Pe exact asta. Carte și nu este, pur și simplu, atunare de text. Da, păi mă uit așa pe poemul, ca fiecare așa face, ca să fie așa o curgere, unul din altul, dacă e posibil, dacă e posibil. Și astea mici,
așa care mai scurte sunt, ca să fie un pic mai risit cartea, le-am plasat așa, dar tot e ceva comun, iată, nu mă poți naște și a doua e ascultă poveștile alte luni. Aici, da, așa. Ca și două fațete ale... Da. De acum, adică... Cred că putem asculta cu asta și... Deci, de care din ele să citesc? Marcela, citește câteva... De la început. Oricare, eu vreau să zic că, da, de fapt, cartea asta demonstrează odată în plus că Marcela bine este poeta care își cerne textele. Doar de ce? De obicei, de multe ori, să nu zicem de obicei, e o carte de poezie și citind zici că la asta aș fi renunțat, poemul ăsta nu trebuia să fie aici. Ori în cartea asta nu găsești un text la care putea să se renunțe și era mai bine, poate, nu? Adică se vede că e gândit și selectat cu foarte multă exigență. Eu, în calculator, atâtea, dacă ți-amintești, noi la telefon, eu ți-am citit odată, în 2015, cred că, și tu ai zis, Marcela, ești într-o formă bună. Ei, dintre acelea, nu știu, sunt ceva, dar mai puține. Am aici, astea care mai bunci. Ca să treacă. Din poemele mai lungi, știi că când a fost? În 2019, poeți români, ai avut invitați din România, poeți. Da, în 2019. Zile români. Și intenționam să vin. E bine, n-am venit în cerere, pentru că eu am început să scriu. Și dacă eu mi întrerup, dacă pierd momentul care mi l-a dăruit inspirația, care e imprevizibil, a venit la mine și eu o las să plece, gata. Și ești acasă? Ești acasă, da, cam așa este. Că dacă nu mă concentrez atunci, și atunci am scris chiar câteva. Și de mai multe ori s-a întâmplat așa, într-o zi să scriu, într-o noapte, să mă trezesc provocat de noapte și să scriu. Dacă îmi spui, e o chestie acumulativă la tine, deci e o chestie acumulativă, deci sunt perioade care s-a scris, după aceea vine și atunci trebuie să Da, păi în perioada, eram la radio, tot au fost niște condiții, adică dacă erai, veneai la 8, la 9 să fii la serviciu, la 6 și un sfert pleci, acasă mai ai iarăși niște chestii, să fii femeie și poet e cam complicat, și asta, și, dar a fost, am citit enorm de mult atunci. Cărți foarte bune. L-am citit doamna Vanda Stanislavna, Vanda Zadnipru, mi-a dat Eugen Ionescu atunci, două volume. A apărut atunci Marquez, a apărut Faustus, Dr. Faust, și Muntele Vrăjit. Cărți, bine, de ce? Dar acum cred că n-aș putea, nu mi-ar fi mai greu să le citesc. Atunci le-am citit. Sau Hermann Hesse, Focul cu mărcele de sticlă, când e greu să citești și acela, romanul acela. Și, nu știu, chiar a fost o perioadă când, adică am avut un pic, n-am scris, dar uite că ceva mi-a rămas în suflet și poate că asta este rezultatul, poate asta este rezultatul, poate atunci aș fi scris mult mai prost. Nu, dar lecturile oricum după aceea lucrează în noi, inclusiv perioade în care, zicem, luni sau ani de zile în care nu scriem, dar citim și ele lucrează și ele lucrează exact pentru cărțile viitoare. Da, adică nu este o chestie foarte clară și mai ales numele la care te referi sunt autori de mare intelect și autori care te fac să te pun în mișcare acest mecanism. Da, da, l-am citit pe Celan, care e și poetul tău. Unul dintre, da, favoriții, da. Și cred că și-a lăsat așa o amprentă și Jean... am recitit câteva poeme, când vorbește Lucia despre stihialitate, despre o trăire frenetică, iată la el e această trăire frenetică. Purg imaginele, citești și te minunezi, dar ce înseamnă poeții ăștia care sunt undeva născuți pe malul mării, au avut ieșire la ocean, au ieșit... Stihialitatea. Păi Edith este tot așa,
la Marea Ionică, Egee, sau ce e Egee, Mare Egee, Marea... Toate Egee sunt profeți, toate mările, ca și ăsta, italienii. Și întotdeauna m-am mers. Țările cuceritoare au mare literatură. Ele ce au cucerit, cele care au cucerit, i-au cucerit pe alții, adică curajul ăsta, cred că e... Da, se transmite și în poezie și în limba. Se transmite și în literatură. Hai să ne amintim încă de o chestie și după asta chiar trecem la, să auzim și poezie. Cred că era prin 2009 sau 2010, nu ce trebuie să țin minte, când am început la librărie din centru să facem serie de poezie. 2009. 2009, te ții minte mai bine. Eu țin la acest moment, pentru că Marcela Veni a fost prima invitată, deci cu tine am început acele serie de poezie și au urmat și Aurel Busuioc și Vasile Romanciuc și Dumitru Matkovski și mai tânul Teo Chiriac și Arcadi Suceveanu, Nicolae Popa. Deci a fost un prealabil pentru Ziua Teatrului Românic. După aceea au venit Ziua Teatrului Românic, dar a fost importante acele întâlniri pentru că veneau poezi din diferite generații și veneau un public foarte tânăr. Și odată în plus țin minte că în cazul serii tale de poezie au venit foarte mulți de la liceu, Spiru Haret, domnul Orehovski, Mariana Jitan și așa mai departe. Și a fost foarte interesant pentru că e o poezie, zicem, a unei alte vârste care a fost foarte bine percepută de un public foarte tânăr. Era atât de liniște în sală. Da, dar cât atenție te-au ascultat. Eu țin minte foarte bine acea seară, noi eram și filmat, adică el există undeva. De ce am evocat acel moment? Pentru că vreau să citești la alegere câteva poeme pentru a continua acea vrajă care nu te durează de atâția ani de zile în poezia ta. Nectar și miere, două poemașe scurte. Unu, amiază. După stâncă, iarba, vântul, domnul fluieră. Doi, flori de salcâm. Florile de salcâm ca veșurile albe, nectar și miere. Poezia. Ea mă hăituiește ca pe o fiară. Mă prinde, se joacă cu mine, precum mâța cu șoarecele. Cu poftă mărunțăie, dar fără gravă. Cu carnea mea sfârtecată se umple, cu cartilajele moi, cu oaștii de oase indigerabile. Cu văzul meu împănat cu imagini se umple, cu auzul meu împănat de sunete clare, îmi rumbigă în cele din urmă și numele, doar ca să își însușească înfățișarea unei gravide. Cu sângele primenit, intră în vârta timpului toată o ceață, abia născută, gata să nască. Nu mă poți naște, mamă, nu mă poți naște a doua oară, dar moartea mă va naște pentru viața cea veșnică. Cum să mă uit în ochi la chipul ei, în ochii ei? Cum o voi striga? Inima mea cea de abur o va iubi la fel de mult cum te-a iubit pe tine, mama mea, care ai fost de carne și sânge. Ascultă poveștile altei lumi, copiii morți, ascultă poveștile altei lumi. Orfani acolo, din timp în timp, îi lovește un sentiment de înstrăinare. Pajește verde, tristețe verde, plâns înfundat, pe pământ nu se aude. Praful. Praful acoperă totul. Și pașii pe luna lui Neil Armstrong, acoperitul sau cu praf selenar. Și vrăbile se scaldă în praful amezii. Praf de aur sau praf de pușcă. I-a aruncat praf în ochi. Cu lacrimi îi spală rana de praf. Praf și pulbere, sfârșitul lumii. Fără aromă, a pătizat gândul, moartea. Moartea putează, nu are nimic de pierdut. Fără arme,
Răbdare, fără interes, ascuns. Ce dulce e viața. Nu mi-arde de tine moarte. Îmi stau pe cap o mulțime de treburi. Pleacă. Ia-ți vacanță. Călătorește. Da, călătorește. Mergi în deșert, la vânat scorpioni sau la Marea Roșie și admiră peștii multicolori. Întinde-ți pe plajă ciolanele descărnate să se încălzească și ele măcar un pic. Odihnește-te. Cine să râdă în pustiu de urețenia ta? Cine să te arate cu degetul? Relaxează-te măcar o singurătate în viață. În viața ta plină numai de morți. Uită de ei. Uită de mirosul lor nesuperit. Uită de priveghiuri, de lumânări, de prohoduri, de crizantemie, garoape, trandafiri, coroane de flori artificiale. Uită de grupi, de morminte, de râgne, de lacrimi. Uită! Lasă-te în boia visărilor și a valurilor înspumate și bucură-te ca un copil. Află și tu în sfârșit ca să știi ce dulce e viața. Cred că punem punct aici, de fapt punct și virgulă, pentru că abia din momentul în care o carte ajunge pe mâinile cititorilor, ea își începe cu adevărat viața, autorul dă naștere unei cărți, dar viața de sine stătătoare a cărții începe în mâinile cititorilor. Este o ediție foarte elegantă, această rupere de nori. Este prima carte de poezie anul 2021, dacă îmi amintesc bine, această carte împreună cu cartea lui Șerban Axin, Descris de dinți. Sper să revenim cu lansările și în librării, dar tot cititorii sunt cei care trebuie să facă primii pași, să intre în librării, să pună mâna pe carte și să facă astfel încât poezia din litere și tipărite să ajungă cuvinte pe buzele celorlalți, vorba, sau ca să pomenim de gestul lui Nicita Stănescu, de a săruta pe gură cuvintele. Mulțumesc, Marcela, pentru această întrevedere. Sper că te simți bine. Vă mulțumesc amândurora, pentru că am simțit așa un umăr, și un umăr și alt umăr, unul de bărbat și unul de femeie, dar am ambele atât de puternice și sănătoase, adică care m-au sprijinit, pentru că contează foarte mult să fii prețuită. Iată relația mea cu generația mai tânără, adică am fost susținută de persoane mai deslăitori, mai în vârstă, dar pe de-o parte, la timpul debutului meu, mai târziu, dar mai pe urmă, când s-au schimbat lucrurile și poezia a devenit mai variată, altă fel de poezie, am simțit umărul generației mai tinere și asta contează foarte mult și îmi dă mult curaj ca să scriu, nu? Foarte adevărat. Aceste treceri nu doar de la o poetică de la alta, dar de la o estetică la alta și de la o generație la alta, pentru că, de fapt, ceea ce spunea și George Menica, există generații de creație, nu neapărat cele biologice, și sunt poeți care sunt pentru toate generațiile și cred că Marcela Venea este un poet pentru limba română, pentru literatura română, pentru toate generațiile, deloc întâmplător prezența în antologie importantă și în conștiința cititorilor. Mulțumesc, Marcela Venea!